Salutare, oameni buni! Bine ați venit! Episodul 63, cred, din cariera cu... Ce dracu de episod e ăsta, mă? 64! Aleo! 64 de episoade, Doamne Dumnezeule! Azi avem meci cu Liverpool pentru început, așa că hai să jucăm cu cea mai bună echipă. Montiro a ajuns la 91 overall între timp. Ce frumos! Cresc jucătorii mei, jucăm cu ăștia, ce au? Raspadori, atacant. Mamă, ce a scăzut, mă, Liverpool așa? Gakpo? Douk? Bine, or fi bune ăștia, habar n-am. Llorente, Soler. Hai să începem. Hai băieții la atac. Câștigăm meciul ăsta, îl simt. Meciul ăsta e al nostru, băieți. O, super Keita cu Cardozo. Mulți hateri are Cardozo ăsta prin comentarii pe acolo. Când l-am pus la vot la omul sezonului trecut și a luat hate săracu, dar deși a avut o grămadă de contribuții, dar ratează mult, ca și acum. De altfel, am încercat acolo ceva, nu se dă fault. A căzut Miranda, dar nu se dă nimic. Astăzi intrăm în perioada de transferuri, băieți, și vedem ce putem modifica. Meciul ăsta va trebui să fie unul foarte bun de la Miranda. Scăpăm aici cu Thiago Cardozo. Gata, de data asta nu se mai ratează. 1-0, băieți, pentru fiul lui Cristiano Ronaldo. Sau iShow Speed, sau nu știu, unul din ei. Oricum, este 1-0 aici pe Anfield. Să înceapă sărbătoarea, să înceapă fiesta. Fanii noștri sunt aici fericiți. Și Cardozo, de like, dați și voi. Superb a trecut, o pasă bună, cred că de la Monteiro a venit. Bătut, nicio șansă pentru Alisson de data asta. 1-0, hai că începem bine. Alisson presat, dar găsește o pasă către Da Silva. Și acum este Raspadori la balon. Soler către Douk și o minge în bandă către Trent Alexander-Arnold. Hai cu pressing-ul acolo, foarte bine Miranda. Miranda, un meci bun până acum. A scos două baloane din două posibile. Foarte bine, du-te tot acolo în față. Asta ne păcălesc ăștia aici. Pasează la marginea careului. Ce viziune și ce greșeli în apărare, Doamne. Miranda n-a putut să respingă, s-a panicat. I-a înghețat mintea săracului Miranda. Jankovic acum aruncă o minge în față către Youssouf Keita, dar n-are câștig de cauză. Gabonezul nostru Lopez acum și este Rovella la balon. Mamă, ce bine a controlat mingea asta Youssouf Keita acum. Youssouf Keita cu un dribbling, o pasă și Rovella încearcă un șut cu capul acolo. Monteiro câștigă la cap cu Arnold, dar din păcate mult, mult peste. Alex Lopez îl găsește pe Rovella. Hai să încercăm să schimbăm partea mai bine, dar mingea este către Cardozo, care câștigă acolo către Balde. Bară, mamă, ce șut, ce bomba dracu a prins acolo Balde. Și acum este Fabio Monteiro, geniul portughez. Mai mult i-a dat cu piciorul în abdomen lui Da Silva și așa se termină faza noastră. Pasează Robertson, Raspadori acum la balon. Trebuie oprit, nu-l oprește nimeni. Norice surpriză, Doamne Dumnezeule. Și o centrare acum, Gakpo, Raspadori, Gakpo, apără Mourinho. Super, bravo, bă, băiatule. Și putem pleca aici la un contraatac, au mers foarte bine pasele. Să vedem și... Da, ultima pasă n-a mai venit. Și s-a rupt Monteiro, ce dracu... Vine pauza peste noi, măcar Papa o să intre în locul lui Cardozo la pauză, o să mai intre și Ramizer, o să-l odinici pe Monteiro, o să intre Gvara și astea sunt schimbările. Trent Alexander-Arnold și acum este Douk la minge, un tackling acolo, nu, mai bine așa, că până la urmă este corner pentru ăștia. Intră Ousmane Dembele, păzea că a intrat Dembuz în teren. Hai acolo, bine, măcar Papa din foarfe că scoate fantastic. Atleticul nostru grec. Bravo acolo, bun, Ramirez cu o pasă superbă peste către cel mai bun dintre cei buni și omul care face 2-0 în acest moment pe Anfield. Este vorba de Youssouf Keita. Bravo. Youssouf Keita. Încă o reușită aici. O grămadă de goluri pentru Youssouf Keita și în acest sezon. Sunt tare curios cu câte o să termine. Rovella recuperează tot el. Pasă bună. Măcar Papa cu o minge aruncat acolo peste pentru Gvara, care lobează și mingea lovește din nou bara de două ori în bară în acest meci. Pe bune. E Gakpo aici în bandă. Se duce Cody. Gakpo pasă în spate cu călcâiul și nu putem să oprim atacul ăsta momentan. Ia Miranda de poș, mă, Doamne. A, n-a ieșit mingea. Wait, what? Crezi că a ieșit mingea. Mamă, era să o comitem un pic aici. Oricum pierdem posesia că n-am fost atent.
pasă spre Usman, Rüdiger și acum Llorente. Tackling pe lângă al lui Miran. Doamne, ce ne-au făcut aici! Doamne, ce ne-au jucat aici! Doamne, apărare! Apărare, apărare! Îmi vine să-mi vomit ficații când am... Doamne, ce... Bă, un doiul ăsta, vai de cap. Usman Dembele intră în teren și înscrie. Este lovitură liberă pentru Liverpool pe final așa de meci. Să fie treaba, să suferim un pic. O centrare, nu un șut, nu știu ce a fost. Un șut centrare, nu știu. O pasă la portar mai degrabă. Pericol mare aici, trei jucători în față, dăm mingea. Nu te cred, nu te cred că ajunge Rovella, nu te cred că ajunge Rovella, superb. Mourinho acolo, aproape să dea asist și este asistul lui Mourinho, bine bă băiat. Mamă, ce asist trimite Mourinho acolo către Rovella care închide meciul. Gata, gata băieții mei, gata, calmați-vă. I-am parcat pe cei de la Liverpool, s-a terminat, pare rău, Mourinho dă o pasă decisivă, absolut briliant. Aia mai trebuia lui Mourinho să mai facă, bă, să dea o pasă de gol, extraordinar. Intră și au relament așa, pe final, de, pentru trash talk și pentru tragere de timp, nu? Rovella pasă către Kvara, către Makar Papa! Superbă fază, Makar Papa înscrie încă o dată, ce atacant avem, bă. Keita are concurență în aceste ultime două episoade, a fost extraordinar. Episodul trecut și acesta, Kvara îi pasează însă briliant peste apărare. Crowley Town, ia uite aici, fanii fericiți. Robertson dezamăgit, îi explică lui Trent că e o gloabă ordinară în apărare și că nu se apără bine. Și reușim să câștigăm această partidă. Omul meciului, cine este? Tot de la... Cum e tot de la... N-are cum. Nu, e cineva de la noi, dar din apărare, nu? Mourinho cu asist. Bă, a dat asistat. Mourinho... Omul cu asistul. Simulare cu Brighton în campionat. Jucăm acasă, cu echipă bună în teren, câteva rezerve pe aici pe acolo, dar scorul final este 1-1, normal. Și cu un om în plus am jucat o repriză și ceva. Simulare cu Everton în campionat. Vin câteva simulări pentru că avem meciuri lejere, dar... Oh, măcar pe ăsta îl câștigăm. Monteiro aduce victoria. Keita ratează penalti. Ofertă de transfer pentru Susar de la Mallorca, 19 milioane. Mamă, hai să negociem, să vedem ce putem obține noi pentru băiatul ăsta sau cât. Că jucători mă îndoiesc că au ăștia ceva pe aici, nu la Mallorca. Timo Werner, bă, ești nebun? Hai să vedem cât să cerem. O să cerem mai mult, evident. 26 de milioane fix. Cred că e o sumă bună. Ce ziceți băieții mei? Acceptă 26 de milioane pentru Susar. Mai facem niște bani pentru iarnă. Perfect. Simulare cu Burnley, una dintre ultimele clasate. Ar fi trist să nu facem un scor mare chiar cu echipa asta. 3-1, Keita cu dubla sau cu hat-trick-ul? Cu dubla. Monteiro înscrie încă un gol, un sezon bun pentru Monteiro. Încă un meci de Premier League cu Everton, așa că haideți să simulăm și această partidă. Vă rog frumos, Keita un hat-trick. 3-2, Keita cu un gol, Cardozo și Lopez. De ce dracu abia acum primește Kanté o animație cum că vine la echipă? Gen, omul nostru e de o viață aici. Și de ce prime... Super. Salah pleacă la Monaco. Whittaker pleacă împrumut. Maier pleacă pentru 20 ceva de milioane, nu mai știu cât dracu am la apel, 30 de milioane, ceva de genul. Vin ofertele pentru Alex Lopez. Vin multe, multe oferte pentru brazilianul din apărarea noastră, dar nu vreau să-l dau pe Alex Lopez. Asta e problema. Chiar nu vreau să dau între cei mai emblematici jucători. Ofertă de împrumut pentru Bell. Nu. Simulare încă o dată cu Brighton, băieți. Mukoko la Brighton în atac. Wow, ok, interesant. Makar Papa la noi titular, așa că hai să vedem rezultatul final. 4-2. Kanté, Monteiro, Jankovic și Keita. Lex Susar, vândut, 26 de milioane. Să vedem cât puteam obține maxim pentru el. Chiar sunt curios aici. 29, pe aproape. Ofertă de transfer și pentru Yannis Kurlis, 25 de milioane 400 de la Lazio. Cred că și pe ăsta putem obține mult mai mult, până la 27, îmi zice acolo. Dar cred că putem obține pe la 30, probabil. Haideți să încercăm acest lucru, puțin probabil să accepte ăștia 30 de milioane, dar vom încerca ce avem de... Au acceptat din prima. Lazio, trească mama voastră, Yannis Kurlis pleacă și el. Încercăm să vindem wingerii, acum că n-avem ce face, am mai crescut și în overall. Scoatem o grămadă de bani și trebuie să transferăm neapărat pe alte poziții. Dulapul! 15 milioane pentru Dulap. Să vină sfârșitul erei pentru Dulap, băieți. Nu vreau să-mi dau Dulapul. Cu cine mai mă apăr de Holland?
E singurul care face față lui Haaland. Hai să negociem, să vedem. Totuși, poate obținem o sumă mare pentru Dulap. O să cer 30 de milioane și pe Dulap. Puțin probabil aici, că n-are potențial și nici nu vor să audă de așa ceva. Dar nici nu prea aș vrea să dau Dulapul cu mai puțin. Vine ofertă de transfer pentru Hashimoto. 1.400.000, du-te tată. Avem nevoie disperată de un CDM. Amadou Onana de la Schalke, belgianul. Am mai avut noi un belgian aici, pe Lavia, dar Onana este mai mare, mai puternic, mai defensiv, are și passing decent. Și este lider, tată. Ball control, dribbling decent pentru un CDM. Heading accuracy, slide, tackle-uri mare acolo, frumos. Poate să joace probabil și fundaș. 6-4 înălțime pentru acesta, cotat undeva între 58 și 69 de milioane. Are clauză însă de 66 de milioane. Dar cred că putem să-l luăm pe mai puțin de 66 de milioane. Nu vreau să dau 27 de milioane. Dacă vreți 10 milioane plus Canales, eu zic că este bine. 24 plus 5%. Nu mă interesează, nu vreau. Nu, cu clauze. Nu mă luați voi pe mine cu clauze, bă. Ia vedeți ce ziceți aici. 15 milioane plus Canales pentru Onana, eu zic că e bine. 20-200. Bine, mă, 20 de milioane și Canales pentru Onana. Bine ai venit, Onana, care nu e portar, dar este CDM și e mare și e puternic și ne place. Ne aducem în sfârșit un CDM, aveam nevoie de așa ceva. Salvăm jucătorii ăștia de la echipele mici, gen Schalke, gen ăștia așa cu... Jucător bun pe la echipele astea slăbuțe. O să-i dăm și un salariu mai mare. O să-i dăm 60.000 plus 800.000 la semnătură. Ia zi, fratele meu. Important vrea să fie. Vrea mult mai mult de atât. Cum adică, bă? Ia stai. Bă, mă refuză Onana, ești nebun? Cine e liber de contract? Kevin De Bruyne. Pe cine încercăm să luăm? Pe Kevin De Bruyne. Așa că haide să-l aducem la echipă în care un overall destul de cinstit, un jucător cu experiență pentru un final superb de Champions League. Eu zic că ar fi minunat în echipa noastră Kevin De Bruyne. Și când să-l mai luăm așa pe 2 ani, are 36 de ani aici. Vrea clauză de reziliere de 100 de milioane. Dacă dă cineva 100 de milioane pe tine, eu te dau, sincer, zic. Cât să-i dăm noi salariu? 120.000 plus 1 milion la semnătură. Ce zici, Kevin? Te salvăm. Bun, te salvăm. Vino să joci fotbal de calitate pe final de carieră. Un sfârșit de sezon așa, jumătate de sezon. Magie în teren de la Kevin De Bruyne. Semnează cu noi, bă, la final de carieră. Frumos, îmi place. Iată-l. Are 62 pace. De ce mi-l compară cu Makar Papa? Bună întrebare. Shooting 85. Mamă, ce shooting are. Passing 89. Dribbling slăbuț, cam mai slăbit. Fizic n-are. Defending n-are, dar este un jucător excepțional, passing și shooting, atât ne trebuie. Am picat în FA Cup cu Liverpool, băieți, așa că haideți să simulăm această partidă. Jucăm cu multe rezerve, De Bruyne debutează, Stankevicius a revenit din împrumut și va fi titular, Papa pe acolo, Vara, mult jucător bun oricum, mai puțin prin apărare. Scorul final este de 3 la... Băi, bate... Doamne ferește! Superb, Monteiro, Vara și De Bruyne. De Bruyne înscrie la debut, bă. Na, joacă pe asta, absolut superb. Transferul lui Yannis Kurlis, 30 de milioane rezolvat la Lazio. Cât puteam obține maxim pentru el? 36, mamă. Nu m-aș fi așteptat, sincer. Avem și țintă pentru fundaș central, Jean-Claire Todibo, 28 de ani, pentru francez. Ne-a pus mereu probleme când am jucat împotriva lui, așa că mă gândeam să îl aducem la echipă. 84 overall pentru Todibo. Este și destul de ieftin față de alte variante ce am mai găsit pe aici, datorită probabil vârstei. 28 de ani, eu zic că nu este absolut deloc rău. Poate să ne ajute foarte, foarte mult în acest final de sezon. O să oferim undeva pe la vreo 42 de milioane ca prima ofertă și acceptă din prima. Conte, trăiască, măta, mulțumesc foarte mult, Conte, cred că vrea și el să scape de el. Ok, are un salariu de 125.000 momentan, o să îl mărim la 150.000 plus 2 milioane la semnătură, Todibo. Întrebarea mea este, vrei? Vrea! Minunat, Jean-Claire Todibo semnează cu Crawley Town, al doilea transfer din această perioadă de iarnă. Ne întărim apărarea, băieți, perfect. Da, am dat cam mult aparent, puteam să-l scoatem la 34 de milioane. Well, 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 dar are 83 pace, are 83 defending și 86 physical, peste Alex Lopez la absolut tot. Dubla 2 la Amadou Onana, să sperăm că data asta o să reușim să îl luăm și noi din prima. Perfect, 60 de milioane. Bine, simplu. Și hai să vedem și contractul lui Onana. Să sperăm că nu mai dăm kicks de această dată. Hai că vrea să fie important în ultima negociere. Ține minte, ține minte.
3 ani, bun, la 26 de ani, poate, e perfect. Este un termen cinstit și uite că ne zice el de data asta ce vrea. S-a învățat minte. 100.000, aproape 1.000.000 la semnătură și la 15 apariții 1.500.000. Du-te dracu cu bonusul tău, bă, eu aia zic. Și mai cere 10.000 în plus la salariu pe săptămână. Bine, frate, bine. Onana, bine ai venit, ne luăm și CDM pe lângă fundașul central. Lângă Todibo se alătură și Onana. Amadou Onana, de la Schalke la Crawley pe 60 de milioane. Ia să vedem. B, puteam să luăm la 51, man. Dar e ok. Are 77 pace, shooting mai mare decât Todibo. De ce mi-l compară cu Todibo? Probabil că Onana merge bine și fundaș central. Cam așa arată cea mai bună echipa noastră, cel mai bun prim 11 în acest moment. Și așa arată și banca de rezerve cu Silva, săracu, care nu a mai jucat deloc. Dar na, greu. Greu, nu. Îl învăț să devină atacant, dar învață foarte, foarte greu. De Bruyne, Canales, Lopez, Vara, rezervă. Evident, macar Papa, care Dumnezeu, dar cam așa arată echipa noastră, băieți. Bine, probabil am putea să-l punem pe Silva aici, îi scade un pic, dar nu e atât de rău. Dar pentru astăzi ne oprim aici, cu aceste transferuri minunate și cu meciul câștigat. Ne-am calificat și mai departe în FA Cup, am eliminat Liverpool într-o simulare cu multe rezerve. Cinstit, un episod cinstit, multe transferuri bune, dați-mi idei de mai multe transferuri în comentarii, să vedem dacă găsim ceva interesant și ar putea să ne mai ajute, ce mai putem schimba. Rămâne de văzut. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc de vizionare și vă aștept la următorul episod.